dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a vlogului nostru Leco. Astăzi îi am alături de mine pe top managementul firmei Leco, și anume pe domnul Boartă, directorul general și fondatorul companiei. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Și pe domnul Fodor Wenzel, director operațional al companiei Leco. Bună ziua! Bună ziua, vă salut! Leco Impex este una dintre afacerile de familie de succes cu o experiență de peste 31 de ani pe piață și care se apropie de o cifră de afaceri de 10 milioane de euro. Încă de la înființare ați dorit să fie o afacere de familie sau strategia s-a schimbat pe parcurs? Cum bine știți, Leco înseamnă de fapt Lem Comerț, deci prescurtarea și semănând cu jocul de logică și construcții Lego. Și împreună cu tata visa să avem un atelier de tâmplărie în care să putem să producem mobilă, furnituri și așa mai departe. În schimb, tata s-a răzgândit după scurt timp și a renunțat la partea de acțiuni. Și în acel moment, pentru că a fost începutul și a fost greu și mă gândeam că mai mulți poate duce mai sarcină mai ușor, am avut încă doi asociați o vreme, cărora le și mulțumesc pentru contribuția lor și fiecare și-a dus aportul pe ceea ce se pricepea și știa. Partea de management, domnul Moldovan, pe partea de contabilitate, domnul Bălăceanu. Și în 2008 am răscumpărat acțiunile firmei și de atunci, într-adevăr, suntem o afacere de familie. Deci omul proiectează, dar viața rezolvă situațiile. Înțeles. Care a fost filozofia de business al Leco Impex față de domeniul de activitate la începuturi și cum s-a schimbat de-a lungul timpului? A fost o singură schimbare majoră în momentul în care am pornit, ne-am gândit la tot ce înseamnă partea de lemn. Tatăl meu, care a fost de fapt meseriașul tâmplarul și bunicul a fost tâmplar, deci suntem o generație de tâmplari. Dacă el s-a retras, eu am mers spre domeniul pe care cred că știu și l-am învățat, adică spre partea mecanică, în general transmisia puterii, și a fost acea singură schimbare de la lemn la mecanică, la comerț, de fapt, până la urmă. Și în rest, da, am știut că ăsta e domeniul care îl cunosc, în care am activat, am experiență, bineînțeles și relații și cunoștințe, și domeniul care și, cum să zic, mă simt confortabil în acest domeniu. Deci, pe urmă, n-am mai schimbat și acest domeniu a rămas basic la noi. Core business-ul nostru se bazează pe tot ce înseamnă transmisia puterii. Bineînțeles, am început cu un singur produs, rulmenții, care și astăzi sunt produsele principale ale firmei, dar toate celelalte produse au venit ca, să zic așa, ca o completare sau mai degrabă ca un necesar în business. Aici vorbesc de curele, vorbesc de lanțuri, vorbesc de tot ce înseamnă lubrifianți, gresare și așa mai departe, și în ultimul rând de pneumatică, partea de servicii care e importantă, și toate astea au venit pe parcurs la noi și completându-se în ceea ce înseamnă de fapt transmisia puterii și acum chiar putem vorbi chiar și de automatizare. De-a lungul celor 31 de ani de Leco Impex, compania a avut o creștere stabilă și constantă. Care considerați că au fost deciziile care v-au adus astăzi aici la o creștere stabilă și constantă? Mă gândesc și eu totdeauna cum am ajuns aici și fac o retrospectivă, mai ales pentru colegii din management, chiar și pentru familie. Și mă gândesc că a fost primordial pentru mine să am o stabilitate pe termen lung,
și să am o siguranță. N-am fost un oportunist nici atunci, nici acum, deși oportunitățile totdeauna le-am căutat în sensul pozitiv, dar n-am vânat doar oportunități, ci am mers spre stabilitate, pe o gândire pe termen lung și am făcut pașii necesari în direcția respectivă. Cred că toate astea împreună, nu pot să zic că ce într-un mod, poate și norocul, deși eu nu prea cred în noroc, ci norocul și-l face omul, dar toate conjunctura asta m-a dus să facem pașii corecți. Bineînțeles, m-am autoeducat tot timpul, am căutat și tipul de relație care să fie, să-mi dea încredere, să fie după chipul și asemănarea mea, cum zic eu, atât pe partea de colegi mai ales, dar și pe partea de furnizori, chiar și clienții selectăm în modul acesta, deci dorim să le oferim ceva, dar să și primim recompensa negociată cu ei, să nu fie doar o muncă în zadar. Deci, cred că coroborat toate împreună, n-a fost un singur lucru care ne-a dus la treaba asta. Cum este astăzi Leco Impex din punct de vedere managerial? Da, mă bucur că întreb de treaba asta, pentru că sunt fericit în primul rând că am reușit să atrag în firmă următoarea de generație din familie, și aici mă gândesc la fiica mea cea mare, Fodoreca, și la soțul ei, Fodor Wenzel, care în momentul de față este administrator împreună cu mine pe partea de management. Am lucrat deja lucrăm deja de 3 ani împreună și se clarifică și văd că și mulțumesc și pe această cale că e alături de mine și de familie, și începem să pregătim preluarea ștafetei, și asta zic că e un lucru pozitiv nu doar pentru familie, ci și pentru firmă. Vine un alt concept mai tânăr, mai adaptabil, mai dinamic, mai cu putere de muncă, și nu că aș vrea să mă pensionez, eu mă consider încă tânăr, deși sunt un bunic fericit. Mersi, sunt mândru de nepot. Sper să poată să-i atragă și pe ei în generația Next Generation în firmă. Dar da, managementul astăzi este împreună cu domnul Fodor, care este și generele meu, este Next Generation, și împreună conducem firma și așa putem să dezvoltăm. Deci multe lucruri asumate împreună sau dezvoltarea pentru viitor ne asumăm împreună și putem și să ne sprijinim, să ne consultăm, dar și divergența probabil de idei între generații e o chestie benefică, pentru că amândoi suntem deschiși la a învăța unul de la celălalt și nu este într-un singur sens și unul decide. Ok, și domnul Fodor, punctul dumneavoastră de vedere cu managementul în ziua de azi la Leco Impex? Da, deci după cum au zis și domnul Boarta, conducerea de top a companiei este asigurată de noi doi, dar avem o echipă de middle management care este alcătuită din colegi valoroși care au aceeași viziune ca și noi și împreună reușim să ducem compania înainte și să implementăm acele strategii pe care le decidem împreună. Cum ați construit, menținut și transmis mai departe cultura organizațională în cadrul Leco Impex? Da, mă bucur că am colegi buni, dar cum am spus la început sau într-o precedent răspuns, m-am străduit să găsesc oameni care se aseamănă cu caracterul meu și am încercat tot timpul să-i educ spre ceea ce înseamnă, în primul rând, auto-evalua, adică autodidact, să poți să înveți singur. Am dorit să clădesc totdeauna ceva, n-am dorit doar să folosesc oportunitate, și așa mi-au luat și colegii, oameni care cred în sine însăși,
care vor să se autoeduce și care își fixează un țel pentru viitor. Astfel, țelurile noastre conjugându-se, de fapt ce dorim? Să avem o stabilitate financiară, bineînțeles sănătatea pe primul rând, dar să avem și o liniște care să ne permite să putem să ne bucurăm de viață împreună cu familia și la locul de muncă să avem rezultatele pozitive. Așa am ales și furnizorii, așa am ales și clienții. Deci, încă o dată, zic că partea asta de predicție este importantă din punctul meu de vedere, dar este important să ai oameni potriviți la locul potrivit și în echipa ta să ai oameni buni. Nu am temut că cineva este mai deștept ca mine. Exemplu lui Ferry, care este mai celebru acum ca mine cu vlogurile lui. Da, dar totuși o întrebare pentru viitorii lideri care vor să fie lideri în această piață. Care au fost cele mai importante lecții în leadership pe care le-ați învățat până acum? Această întrebare am răspuns-o în momentul când a venit criza, de fapt criza COVID-ului, vreau să zic, că atunci a fost pandemia aceea și a fost ceva total necunoscut pentru mine și acasă am vorbit cu soția, că mă, ce putea să fie și treaba asta, că n-am mai trecut prin asta, dar am concluzionat împreună că de fapt noi am trăit în comunism, care n-a fost ușor și n-a fost o societate care stimula, să zicem, creativitatea și individualismul. Pe urmă, am luptat în revoluție, așa cum zic, am luptat în revoluție și pe urmă situația economică s-a înrăutățit, s-a agravat, a fost 150% inflație sau poate chiar și mai mult, o perioadă scurtă. Am trecut de la comunist la capitalist, care este o trecere grea, se vede că încă nici acum nu am scăpat totalmente de această mentalitate. Ne-am privatizat, a venit o criză economică, sau nu numai una, au fost mai multe pe care le-am trăit și când a venit COVID-ul, așa puțin am rămas să zic așa, oare ce se va întâmpla, dar asta le-am zis colegilor, că să avem încredere că toate vor trece în viața asta și viața merge mai departe. Și noi atunci am transmis colegilor ca să aibă o siguranță că noi, indiferent ce se întâmplă în primele luni, noi vom asigura stabilitate, salarii și subsistența colegilor. Și, pe urmă, în funcție de ce se va întâmpla, vom lua decizii împreună. Ceea ce s-a dovedit, să zic așa, că i-a liniștit pe colegi, le-am dat încredere că noi suntem alături de ei în momentele astea și nu vom lua doar decizii economice. Și ăsta a fost exemplul care le-am dat. Cum am trecut noi prin toate aceste situații în viață și am ajuns aici. Ca dovadă, 2020 pentru Lego a fost cel mai bun an, deși COVID-ul a fost. Deci să zicem că, eu totdeauna zic că dracul nu e așa de negru pe cum se vede la prima și ne bucurăm că într-adevăr 2020 am trecut cu bine și astăzi iarăși e o situație în care economia este, să zicem, cel puțin neoptimist. Cum? Nefastă, acum am zis eu, prea cred în urmă de partea de șansă, dar într-adevăr nu este momentul optimismului în piața acum și discuția asta o reluăm tot timpul, că dacă avem încredere și noi ne facem treaba noi înșine, fiecare bucățica lui, avem ce să ne facem griji și sigur vom supraviețui cu bine și să rămânem mental pozitivi. Da. Trebuie menționat și de apreciat faptul că în cei peste 30 de ani de activitate în Leco aveți colegi care au peste 25 de ani în firmă și felicitări pentru acest lucru, dar totuși întrebarea mea ar fi cum ați reușit să mențineți în cadrul companiei angajații performanți și mai exact cu ce anume i-ați motivat? Uh.
E o chestie complicată să faci resurse umane astăzi, poate mai de mult era mai ușor, acum s-a schimbat generația și așteptările sunt altele. Dar eu, dacă am știut că colegul dorește, să zicem, o stabilitate, o siguranță, un plan de dezvoltare, atunci am încercat să ofer asta colegilor. De fapt, colegii noștri am căutat care vor stabilitate, care vor dezvoltare personală și, bineînțeles, să fie și renumerați și tot timpul i-am încurajat că din bani să facă și ei investiții, nu doar să cheltuie. Investiția poate să fie de multiple lucruri pe care le chiar și discutăm pe tema asta. Încurajez să vadă lumea, să vadă diferența de cultură, diferența de dezvoltare și să vadă că, de fapt, nicăieri câinii nu-s cu colaci în coadă, dar și nici alții nu sunt mai deștepți ca noi. Și doar de noi depinde să fim, cum să zic, performanți și realiști și să mergem în direcția în care trebuie și să ne schimbăm. Și noi, schimbându-se și schimbând în jurul nostru oamenii în lucruri pozitive, vreau să zic. Adică merită să poate, hai că aici acasă facem treaba asta. Deci cred că asta a fost, sau mă gândesc, acum ar trebui să-i întrebați pe cei care au rămas alături de mine ce i-a motivat cel mai mult. Eu cred că i-am învățat, i-am educat, i-am încurajat și, bineînțeles, și salariul și partea financiară a fost discutată și conform așteptărilor, mă gândesc. Domnul Fodor, în 2008 am avut parte de o puternică criză economică, în 2020 pandemia ne-a obligat să facem schimbări drastice, 2022 a venit cu o criză a shippingului și în același timp și războiul din Ucraina. Cum a gestionat Leco Impex provocările economice și geopolitice? Noi considerăm că le-a gestionat bine, după cum arată și rezultatele. Aici a fost foarte important să avem puterea de a lua decizii oportune și de a arăta colegilor că avem strategie, avem strategie adaptată situației curente și am avut și sprijinul colegilor de a ne se alătura în îndeplinirea acestor strategii. Și dacă tot ați vorbit de strategii, mai exact ce strategie ați implementat pentru a menține Leco Impex competitiv în piață? Cum a pomenit și domnul Boarta, întotdeauna am pus mare accent pe echipă, să avem o echipă calificată, o echipă dornică de rezultate și care să poată lucra ca și o echipă, pentru că împreună suntem puternici. În al doilea rând, am ales parteneri strategici, atât furnizori cât și clienți, cu care am avut posibilitatea de a ne dezvolta împreună și de a ne atinge țelurile propuse. După cum bine știți, decembrie 2022 ne-a surprins pe toți cu lansarea platformei de inteligență artificială, ChatGPT mai exact, dar inteligența artificială este deja printre noi de mulți ani. Cum interacționează compania cu această tehnologie și ce planuri are pe viitor în această privință? Da, bună întrebare. Cu toate că din exterior poate pare să se vadă că în compania noastră nu avem unde să implementăm aceste noi tehnologii și noi inovații. Cu toate acestea, firma a pus mare accent încă de acum mulți ani pe introducerea acestor noi concepte în strategiile firmei. Mă refer aici la digitalizare, la inteligența artificială. Încercăm să automatizăm procesele repetitive ca să creștem performanța colegilor, iar nu în ultimul rând avem un portofoliu nostru și produse și grupe de produs pe care le propunem
clienților noștri care la rândul lor să ajungă să implementeze aceste oportunități în vederea îmbunătățirii proceselor lor. Și cum reușește Leco Impact să rămână inovativă în piață? Da, ne place să umblăm cu ochii deschiși în lume. Avem foarte multe contacte și legături cu parteneri din străinătate. Compania este și membră a unei asociații care adună firme de genul și de caracterul nostru din toată lumea. Se numește EPTDA, tradus ar fi Asociația Distribuitorilor și Producătorilor de Power Transmission, de transmiterea puterii. Ne întâlnim cu ei, schimbăm idei, facem brainstorming-uri și astfel avem acces, zic eu, primordial asupra tuturor lucrurilor inovative ce se întâmplă în lume. Și încercăm să atragem aceste noutăți și în companie și, bineînțeles, și în țară. Cum ați adaptat strategiile de vânzări la schimbările din comportamentul și așteptările clienților B2B, adică business to business? Da, în ultima vreme așteptările clienților au devenit din ce în ce mai complexe, mai provocative pentru noi ca și companie și încercăm să devenim din ce în ce mai rapizi, să oferim soluții complete și soluții adaptate la nevoile lor. În 2016 a început dezvoltarea diviziei Leco Agro. De ce o astfel de divizie? Cum a evoluat ea în acești ani? Această deschidere față de domeniul agro a fost întotdeauna în activitatea firmei, deoarece produsele pe care le-am comercializat din start au și o latură agro. Am avut foarte mulți clienți care au avut ca și domeniu de activitate agricultura și atunci am zis că de ce să nu ne dezvoltăm și pe partea aceasta. Am decis să dezvoltăm paleta de produse agricole. Aici mă gândesc și la utilaje agricole și ca să avem spațiu și loc pentru a ne manifesta într-o manieră din ce în ce mai profesionistă, am cumpărat și am deschis un nou sediu, cel din Cristești. Și dacă tot vorbim de sedii noi, domnul Boarta, de curând s-a făcut achiziția companiei Metrolex. Care a fost motivul strategic care a stat în spatele acestei decizii? Cum am spus, ne place să îmbinăm practica cu teoria și teoria zice că te poți dezvolta organic, ai o limitare și de aceea am cumpărat o firmă pentru că această dezvoltare atunci ar putea să ne sprijine pe o nouă piață cu noi colegi deja cu experiență și de fapt, am spus, a fost îmbinarea practicii cu teoria. Bineînțeles, am avut și suportul financiar care să facem pașii ăștia. Și cunoșteam firma, și colegii am cunoscut și mi s-a părut un pas natural. Plus, dacă dorim să ne dezvoltăm și să fim lideri de piață atât în România și nu numai, că avem și gânduri de export, de piețe externe, cred că nu ajunge să ne dezvoltăm doar organic și trebuie să facem și achiziții și a fost un test, să zicem, pentru noi, să vedem dacă reușim și cum să învățăm din greșelile proprii ca la următoarea achiziție să avem mai mare rată de succes. Observăm că este din ce în ce mai greu să faci predicțiile de la un an la altul, cel puțin în ultimii 4 ani.
Cum reușiți să vă planificați și să oferiți soluții adecvate clienților în aceste perioade instabile? Da, într-adevăr, trăim vremuri turburi și e foarte greu să faci predicții pe termen mediu și lung, dar într-un business, într-un management, nu există să nu ai predicții și puterea noastră constă în adaptarea acestor strategii, adaptarea acestor predicții la situațiile actuale. Întotdeauna avem o previziune pe un an, 3-5 ani, dar dacă situația o cere, stăm, renegociem și rectificăm aceste strategii dacă situația o cere. Vă mulțumesc frumos, dragi prieteni, atât au fost pentru prima parte a vlogului. Vă așteptăm și pentru următoarea ediție, unde îi voi avea alături de mine tot pe domnul Bortoș și pe domnul Wenzel să mai răspundă la câteva întrebări. Până atunci, nu uitați să ne dați un like, share și subscribe și, bineînțeles, comentariile voastre sunt binevenite și mereu ascultate. Până data viitoare, vă mulțumesc și la revedere!